Bonjour, Sandy Ce Bell. părere ai? E, A? n-am nicio părere. Tu ești Sandy Bell și eu sunt Mihaela. Cred că Azorel e undeva pe sub masă. Cuțu-cuțu, hai la mama. Nu vine Azorel. Nu, dragă, eu sunt. Nu, eu sunt Vi și tu ești Jinx. Nu, fetiță, tu n-ai cum să fii Vi și eu n-am cum să fiu Jinx. Vi și Jinx sunt, nu știu, Lia și prietena ei cea mai bună. Deși nu sunt surori, ca în mult l-așteptatul serial Arcane, care va debuta în data de 7, dacă nu mă înșel, nu pe Netflix, subtitrat în română. Pun pariu că va fi o mega ultra parademență. Este un anime foarte mult așteptat. Eu îți propuneam ție, Domnica, să ne referim puțin la desenele animate cu care am crescut noi. Uite, mi-aduc aminte că mă uitam și fredonam piesa aia de la Sandy Bell. Mi-aduc aminte și de Da. Mihaela. De la stilistica acelor desene animate din perioada copilăriei noastre, să nu uităm că personajele principale feminine, mă refer în principal la Mihaela și la Sandy Bell, erau îmbrăcate în permanență la fel, cu diferența că iarna aveau un fular care tremura așa nostalgic în spatele lor când se dădeau pe derdeluși, erau la săniuși sau nu știu ce. Cum crezi tu sau cum vezi tu că a evoluat această dinamică stilistică în ceea ce privește, nu știu, animațiile, animeurile și așa mai departe? Un segment și un sector cu foarte, foarte mulți fani, așa cum sunt convins că deja are și Arcane. Cum vezi că a evoluat treaba asta, dragă Domnica? Mai cu seamă că ai și doi copii care Păi, presupun că se uită și consumă. mai da, dar să știi că nu excesiv, spre mirarea mea, nu pot să zic că sunt atât de nebuniți cu aceste anime. În fine, da, trebuie să mai spunem un lucru înainte să-ți răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o, că acest serial Arcane este inspirat din cunoscutul joc League of Legends. Nu știu dacă tu îl știi, eu nu-l știam până acum, dar mi s-a părut destul de interesantă acțiunea jocului, știi? Ai citit despre joc? Da, bineînțeles că am citit despre Și surori mi și se așa mai pare foarte departe. interesant că s-a făcut un. Adică, mi se pare, în primul rând, foarte interesant că au început să facă niște filme pornind de la niște jocuri. Adică, de unde s-a ajuns cu inspirația că despre filme, despre crearea unui film care se inspiră dintr-un joc pe calculator. Mi se pare că am ajuns într-un punct, nu știu, foarte avangardist în ceea ce privește, cel puțin, animeurile astea. Și da, cred că Seria m-aș juca aceasta foarte tare. la care ne referim noi, Arcane, este produsă de Riot Games, și povestea se concentrează asupra originilor a doi campioni din League of Legends, aceste două surori la care făceai tu referire mai devreme, și asupra ideii de putere, practic, care îi va despărți. Acțiunea se desfășoară în regiunea utopică Piltover și în districtul subteran oprimat Zaun. Asta e o chestie, Domnica, nu știu în ce măsură te regăsești tu, dar mie mi se pare simpatic și o să mă uit pentru că mi-aduc aminte de nopțile alea nebune în care jucam în demență împreună cu un prieten, cu Daniel, jucam... cum se numește, că am un lapsus, măi. Hai că ți-am povestit și ție de jocul ăsta al meu care mi-a plăcut mult, mult de tot. Cu mașini, umbre, lumini, poliție, elicoptere, nu mai știu ce. Am uitat complet. Da. Am un Nu mi-ai povestit lapsus. niciodată despre asta. Noi doi nu Ba am vorbit da, Domnica, despre ți-am asta. Este povestit prima dată că vorbim despre jocuri pe calculator. în lockdown am avut un live în care am vorbit despre chestia asta. Da. Înseamnă că m-am ramolit rău de tomoris. Da, dar hai să revenim la Grand întrebarea pe care mi-ai pus-o, că mi se GTA. pare foarte interesantă Nu mă și asculți. legat de. GTA Grand Theft Auto. Ce? GTA Grand Theft Auto. Aha, ăsta e jocul despre care spuneai. Da, ăsta este jocul. Și trasam o paralelă între joc și film, între realitate și imaginar, între utopie și distopie, așa cum se întâmplă și în Arcane. Bravo. Cred. Ești. Da, deci, apropo de stylingul de la Sandy Bell, la care, sincer, mă uitam, nu ratam niciun episod, veneam din parc seara acasă cu Marina și ne puneam la televizor să Nici nu eu. ratăm Sandy Bell. Dar recunosc că nici nu remarcam stylingul neapărat. Acum, când m-am uitat la trailere și la toate imaginile pe care le puteți vedea și voi aici în ecran, mi se par atât de elaborate toate stylingurile, detaliile, uite-te puțin la coafuri, uite-te la păr, uite-te cum e împletit părul, uite-te la
bijuterii, uite-te la, nu știu, e wow făcut acest Păi, styling Dominica, ai în putea să serial. trasezi o paralelă stilistică, pentru că există elemente, că ai spus de bijuterii, există elemente care ne trimit cumva, dacă vrei, la ce face Schiaparelli în acest moment, la goticul pe care l-a promovat foarte multă vreme Rick Owens, la structurile foarte elaborate și corsetele de la Alexander Ale lui McQueen, McQueen. pentru că am făcut un articol Exact. pentru site legat de acest serial și imaginile m-au trimis cu gândul la estetica acestor designeri mai devreme menționați. Da, și părul roșu și părul albastru ale celor două surori e iar acum un trend sigur pentru cei foarte tineri și foarte young, doar nu o să facem noi părul Da, roșu și albastru. post-punk. Dar mi se pare și tunsoarea, adică mi se pare foarte, foarte bine gândit și foarte elaborat din toate punctele de vedere. Poate să fie, Ai poate să putea fie să chiar o te tunzi și inspirație tu pentru așa. tineri. Mai, să știi că am avut și eu breton strâmb, dacă ți-aduci tu aminte. Când Când ai ne-am avut, născut noi dragă, doi, breton strâmb? N-ai avut am niciun avut, tu breton m-ai strâmb. cunoscut, Nu e nu? adevărat, Ba da, te draga, n-am. exagerezi foarte tare. Nu, n-ai avut. Dacă eu Da, spun dar că zi n-ai care avut, n-ai personaj. avut. Dacă spun că am avut. Zi-mi, Păi te ce rog personaj? Că frumos, n-am care văzut, personaj Domnica, ți-e mai serialul. Care tare. personaj, ce personaj? Uite de aici, nu, dar din imaginile astea, care, ca estetică, ce personaj îți place cel mai A, tare, ca surorile, estetică, nu? fetele. Ia. Da. Da, uite Ele. și Victor e simpatic. Da, Victor se uită cu bănuială. De ce se uită cu bănuială? Domnica, foarte mult războinici aici, trebuie să fii pregătită. Tu trebuie să fii pregătită în permanență pentru ce va să urmeze. Oricum, mi se pare interesantă Auzi? atmosfera asta și mi-aduc aminte, uite acum cu nostalgie, mi-aduc aminte de ce înseamnă sau da, ce trasează tipul ăsta de evoluție, pentru că e foarte interesant de analizat dacă ne gândim la situațiile în care am crescut noi. Mă uitam la Țestoasele Ninja, mă uitam la Ștrumfi care mi se păreau adorabili, am menționat-o pe draga de Sandy Bell și povestea ei de dragoste cu Mark și uite unde am ajuns în ziua de astăzi, la ce tip de structură estetică extrem de elaborată, foarte sofisticată, foarte reală și care cumva te face să trăiești, da, foarte alert, adică să fii foarte conectat, foarte alert. Și dacă Param pam pam. ți-amintești tu și expresiile din animeurile de pe vremea noastră, iar fac referire la Sandy Bell, expresiile fețelor erau mult mai puțin expresive, elaborate. Acum, dacă te uiți la expresiile, la privirile lor, îți transmiți ceva de-a dreptul. Oricum, o să vedem pe 7 noiembrie, când se va lansa Arcane pe Netflix, o să vedem pe 7 noiembrie ce va, nu știu, iniția acest serial, pentru că sunt foarte curios. Deja are foarte mulți fani, este foarte, foarte așteptat și suntem și noi curioși să vedem ce va urma Da, știi ce am mai după. observat? Ce? Am mai observat ceva. Că dacă te uiți când era, că ea, serialul pornește cu Jinx în copilărie. Dacă te uiți, styling-ul acolo e făcut foarte childish, adică are o evoluție personajul din punct de vedere stilistic. Da? Păi ca și tine, Domnica, cum ai avut și tu, ai plecat de la o pereche de Levi's, ușor, ușor ai trecut la fustița aia plisată de la Marc Jacobs când ai fost cu Geo la New York și-ți cumpărase și aveai un lănțișor cu măr care era ceas sau ceva, nu știu, o chestie, un accesoriu. După aia ți-ai luat o poșetă de la Marc Jacobs, după aia ai trecut la Celine, după aia ai trecut la Rick Owens și acum ești mama mamelor mămești în materie de garderobe. E normal că și astea Ia mici ziceai cum. pleacă și ele de la un tricouaș și ajung la o chestie ultra concupiscentă, Nu, te flamboiantă, rog, elaborată. pleacă de la un crop top. Acum crop top-ul este miez. Cum ți-a spus Crop ție top-ul și fetița ta dacă te Tina, uiți nu și ești sigur că fete. nu porți topuri cropped. Ai văzut că m-a certat, erai de față când Da, m-a certat că de da. ce nu port crop top-uri. Și ai văzut că și personajele noastre din Arcane tot în crop top-uri sunt îmbrăcate, dacă ești tu atent, dacă ești foarte atent. Auzi, dar zi-mi și mie, te rog Domnica, frumos, nu unde m-a agita încadrezi. că una, două îmi fac ăsta crop top. Că se poate face foarte ușor, să știi. Adică, pe bune. Hai că și eu îmi tai tricoul ăsta verde, că e prea plicticos așa verde, și îl fac crop top, măcar să aibă ceva. Dar mi se pare că mă ameninți cu o foaie, mi se pare că tu vrei să mă ameninți cu un concurs la care și eu o să participi. Ia zi-mi tu, Domnica, în ce consta acest concurs?
Măi, ca să nu greșesc, să știi că o să citesc un pic de pe foaie, ca să nu cumva să greșim, să transmitem mesajul corect. Mâine va fi Prego. lansat concursul și va fi exclusiv dedicat fetelor sau femeilor. Pe scurt, ele trebuie să se posteze pe Instagram cu o poză cu ele și sora lor sau cu o prietenă foarte bună care le este ca o soră. Premiul cel mare este un shooting în L, în stilul serialului Arcane. Acum o să spun câteva detalii despre concurs ca să înțeleagă toată lumea cum să participe. Te iau două surori Pentru a sau part... două prietene foarte bune. Stai așa. Pentru a participa, trebuie să posteze o poză până în poza despre care vorbeam cu tine și sora ta, până în 15 noiembrie, Sau pe prietena contul ta. tău de Instagram, cu sora sau prietena, am explicat asta deja, până pe 15 noiembrie, atenție. Trebuie să ne povestești în descrierea pozei despre relația voastră, ce vă unește, dar și ce vă desparte și cum faceți să găsiți calea înapoi una spre cealaltă. Folosește neapărat hashtag-urile Arcane și ArcaneL și asigură-te că ai contul public, nu privat, ca să putem vedea postările și să le găsim prin aceste două hashtag-uri. Noi vom alege cea mai inspirată fotografie și inspirațională poveste și pe data de 16 noiembrie. Apoi se va face shooting-ul și Da. regulamentul complet se poate citi pe site. Deci, Moris, cred că trebuie să participi cu mine la acest concurs pentru că tu nu ai un frate sau o soră și tare mi-ar plăcea să cred că mă consideri un fel de Domnica, sora eu ta. particip cu mare plăcere, alături de tine la acest concurs. Avem o singură problemă, Domnica. Te voi pune într-o lumină defavorabilă. Pentru că mie îmi vin mai bine crop topurile și o să purtăm crop topuri. Și mi se pare că am așa o abordare, după cum se poate ușor observa și în această imagine din acest live, o abordare mult mai cool. Și atunci tu va trebui să vii puternic din spate și să suplimentezi prin altceva, prin Da, bunătate, eu o să, prin, nu eu știu, o știi, să, prin alte lucruri. eu o să fac rost de o perucă albastră, pentru că știi că îmi stă foarte bine cu părul albastru, că m-ai văzut în fotografia cu părul albastru făcut acum Da. 20 de ani. Deci, Da, mai mult de așa 20 voi. de ani. Și atunci, Maurice, te voi tăia cu șapte cu părul meu albastru, inspirat Bine, din Domnica, serialul taie-mă la ăsta super. baza pachetului se află Marea Preoteasă. Asta înseamnă că suntem pregătiți să primim misterele în viața noastră. Eu o să rămân totuși pe varianta clasică. Mie îmi place cum îmi stă cu roșcat. Și atunci o să iau peruca aia tip Corina, aia veche, de-o târnosisem și miroase și acum opium, cred că până la după mine, adică trece și de Cotroceni, miroase a opium, fetiță, și o să apar în glăjbeala aia roșcată, tu cu părul albastru și vom câștiga concursul? Nu, Amândoi măi, în n-avem crop cum să topul. câștigăm noi concursul, măi. Trebuie să apară niște fetițe superbe, niște surori Mamă, superbe, două bine. prietene foarte bune, Dar cu mai niște glumim și poze noi, că drăguțe, dacă nu sunt glumim, convins. ce să facem? Păi, normal că glumim și așteptăm pozele voastre. Mi se pare un concurs foarte simpatic și o oportunitate, totuși, pentru că puteți apărea alături de sora voastră sau de prietena cea mai bună cu care aveți o relație specială în paginile revistei Elle, unde veți fi stilizate de buna mea prietenă, De Domnica Nu, Mărgescu. vreau. Asta A, voiam să spun. da! De noi Pentru că ea. doi. De Nu, noi am să vă doi. spun de ce. Am să vă spun de ce ea. Pentru că ea stăpânește foarte bine tainele acestui styling alternativ, deconstruit, îi place micuței, îi place cu unghiuri, cu tăieri, cu umeri, cu nu știu ce, și atunci sigur că se va descurca de minune. Eu pot să vin să o ajut dacă vrea, pot să vin să-i car niște haine, pot să o aștept cu un ceai cald, dar o las pe ea să se ocupe de imaginea propriu-zisă, pentru că e terenul ei. Nu, te iau de la început cu mine. Auzi, dar mai vreau Am să-ți pun o internet. întrebare. Unde se Te rog. încadrează acest serial din punct de vedere stilistic? Cum îl încadrezi tu? Vreau să-mi spui în câteva cuvinte. Mi se pare foarte greu de încadrat și mă feresc, am început să mă feresc să folosesc termenii ăștia care mi se par foarte, foarte, nu știu, prost plasați de foarte multe ori, de la street style până la neopunk, de la gotic până la ce vrei tu, mă feresc să mai folosesc tipul ăsta de încadrări. Mi se pare că urmează o estetică actuală, mi se pare că urmează o estetică a momentului și asta mi se pare suficient. Ca mențiune, mi se pare suficient de menționat. N-aș vrea să folosesc, nu știu, un termen care să încadreze stilistica acestui serial într-o nișă foarte bine delimitată, pentru că nu mi se mai pare relevant în 2021,
în momentul în care vorbim de atât de multă fluiditate, nu mi se mai pare relevant să încadrăm ceva în ceva, m-am săturat de încadrări, nu mai vreau să fac încadrări, nu mai vreau încadrări. Gay, straight, lesbiană, non-binară, heterosexuală, ortodoxă, dacă liberă, dacă complicată, nu mai vreau. Asta mi se pare o formă de segregare, orice fel de încadrare. Ești așa cum ești, ești un om care funcționează, care există și trăiește liber. Așa se întâmplă și în acest serial. De asta mă feresc de încadrări. Am înțeles, ești foarte categoric, îmi place abordarea ta. Și nu eu mai îmi plac încadrările. Da, mie mi se pare că te duce mult cu gândul la un punk, adică, știi? Un... Păi, ce spuneam mai devreme, da, neopunkul ăla, da, dar vezi, da. Și de asta mă feresc neopunk. Totuși să spun. Pentru că foarte mulți dintre copiii care cresc acum cu anime-uri, vai de mine, Domnica, a luat foc o lumânare de la Sir Trudon, stai să sting aici că luăm foc, vai de mine! Băi, nu e ok, stai puțin. Te ajutăm? Nu e ok. Băi. Nu e bine, Domnica, îmi cer scuze, iau foc în casă, stați puțin. Nu, intru în delir. Nu, stai că asta. Ah. Ne scuzați. Gata. Nu vrei să știi ce e la mine în casă. Deci mă simt acum ca în Arcane, într-o chestie periculoasă, cineva ne atacă, noi ne apărăm, nu vrei să știi lumânarea de la Sir Trudon, aia mare, cu trei fitile, nu vrei să știi, în delir, în flăcări, fumegă. Păi mai tai și tu fitilul, Moris. Le-am tăiat, Domnica, și-a costat o avere, Domnica. Da. Da. Asta e. Hai să le sting și pastea, că deja am intrat într-o chestie, știi? Eu mă Eu pregătesc că... pentru serial, fac o atmosferă ceva. Aici, Domnica, fac o atmosferă de film, așa, de anime. Ia uite-mă. Nu, voiam să-ți propun să vii la mine acasă, să ne uităm împreună la primul episod pe 7 noiembrie. De fapt, știi că e în acte, nu e în episoade. Sunt trei acte. Primul act e pe 7 noiembrie, iar celelalte două pe 14 și pe 21 noiembrie. Deci... avem trei acte. Ca așa e în jocurile astea, Moris, nu e cu episoade, e cu acte. În primul act intră Domnica, în al doilea act intru eu și în actul al treilea... Roxana. Noi stăm blembe. Mă, Roxana, nu știu ce să zic, nu prea o văd așa into animeuri, dar de ce nu să intre și Roxana? Cu cei 8 căței? Da. Bam, bam. Auzi, dar mai e ceva foarte... că m-am uitat ieri, m-am uitat la trailer și chiar m-am amuzat și mi-a plăcut foarte tare melodia serialului care se numește Enemy și care este cântată de Imagine Dragon. Tu știi despre această formație? Da, bineînțeles că știu, Domnica. Și Sting, să știi că a colaborat exact, la Sting, realizarea... da. Ce s-a întâmplat, măi, Moris? Întâi ți-a foc casa, după aia... Ce ți s-a întâmplat? Da, voia să spună, Moris, că a colaborat și Sting, dar și rapperul Pusha T. Ce-ai pățit? S-a blocat! Nu vezi că s-a blocat? Nu vezi că am o viață complicată? Lumânarea aia, foc, live-ul se blochează? De la foc s-a blocat, de la fum! Pusha T, apare și Pusha T aici în ecuația, să știi că m-am blocat fix în momentul în care tu vorbeai despre un rapper, ceea ce mi se pare foarte cool și mi se pare că urmează linia firească a serialului, dar nu vreau să dezvălui mai multe lucruri despre asta, pentru că ne vom reuni toți pe 7 să vedem ce se întâmplă, fetița, în Arcane. Da. Da, Moris, așa facem. Chiar mi-a stârnit interesul acest Arcane. Nu mă uit eu foarte mult la seriale, dar... Trebuie să fim în nu știu, în pas cu... Tu cred că și acum, în noiembrie 2021, te uiți la tânăr și neliniștit, că nu l-ai terminat. Ai început într-a opta și în continuare tu te uiți, Săiță. Da. Nu, dar ai să râzi, știi la ce m-aș mai uita odată? La ce? L-aș lua de la capăt. Beverly Hills 90210. Și îți plăcea Brenda, nu? Normal, că Brenda și Dylan. Voiai să te săruți cu Dylan, pun pariu. Da, normal. Și să mă ia pe motocicletă. Te-am citit, dar vreau să știu ce ai la mână. Ce se descrie la mâna ta?
Păi ce mai zis tu să tot porci nu port? A, Hermesa? Da. Superbă. Da, bravo. Da, deci Maurice, eram, știi că erau două tabere când era vremea serialului Beverly Hills, fetele care îl făceau pe Brandon și fetele care îl făceau pe Dylan, știi? Eu Tu eram fizic semeni foarte tare cu Kelly. E, acum să vedem în Arcane de cine ne îndrăgostim. Da. Bine, Dominica, Presimțe de atunci îți Victor. propun Eu să ne presimțe mai de Victor. auzim pe 7 după lansarea serialului, să facem așa un schimb de impresii. Vă invităm și pe voi să-l urmăriți alături de noi și noi ne revedem alături de voi săptămâna viitoare, fără lumânări care fumegă, dar mult mai plin de informații Și vă rog, nu uitați de de concurs până pe concurs. 15 noiembrie. Trebuie să Facem un postească apel către tare mult surori, ați vrea. către mame, către bunici, către prietenele foarte bune, să se concentreze, să folosească hashtag-urile menționate. Găsesc informații pe el.ro despre acest concurs și iată cum Da, se da. pot regăsi ca amintire, ca piedică în calea uitării, în paginile revistei El, într-un pictorial semnat de draga mea, Dominica Mărgescu, în colaborare cu mine. Dacă vrea ea, vin și eu și o ajut. Și ne revedem săptămâna viitoare. Da, mi-ar plăcea tare mult să mă ajut și mi-ar plăcea tare mult să se Te înscrie ajut, dragă. cât mai multe fete superbe în acest concurs. Îmi doresc Te să le ajut. stilizez în stilul Arcane. Bine, hai. Bine, Domnica. Mua, mua. Vă pup. Bine. Ciao. Să vă uitați la Arcane. Pa. Ciao.